Sunt realizatorul serialului Românii și Biserica, la care l-am avut interlocutor pe domnul general major, aviator, veteran de război Radu Teodoru, cum evenimentele din ultimele luni ale anului 2020 au reactualizat problematica Românii și Biserica, atât pe plan intern, cât și mai ales pe plan extern. Se montează atacuri în lanț asupra ortodoxismului, cât și a bisericii noastre naționale. Apelez din nou la domnul general spre a aduce din nou serialul la zi. Mare și esențială importanță. O relație complexă care, pe o constantă istorică, biserica, slujind unitatea spirituală a poporului român, însumează o serie dinamică de interdependențe care se concentrează într-o sumă notabilă de acte socio-umanitare, socio-cultural, spirituale, situând biserica în prim planul vieții de opte a poporului român. Spre a concretiza relația biserică-vot, sunt necesare câteva precizări de esență, care să configureze spațiul încă național al momentului, cel internațional, ce reprezintă biserica în acest spațiu al unor interdependențe și al unor interacțiuni vizibile sau oculte, care sunt factorii de influență intern și extern, care acționează în spațiul religios, dacă acești factori sunt accidentali, perisabili sau sunt permanent generat de o constantă istorică internă, internațională, care se personalizează de ce mijloace tipice și atipice dispun să-și argumenteze tezele. În bună parte am răspuns acestor întrebări în episoadele serialului Românii și Biserica, publicat anul trecut pe internet. Sintetizând, notez că momentul istoric planetar 2021 generează în spațiul religios un atac violent la creștinism cu scopul de a-l înlocui cu o religie mondială care să slujească globalizarea economică. Fiind în principal religia rasei albe, prin anularea lui, degușurează bastardizarea acestei rase. Anularea ei, ca lider economic, științific, cultural, spiritual și mai ales militar al umanității. În plan secund, este lupta bimilenară dintre iudaism și creștinism, la momentul 2021, cu o victorie parțială a iudaismului, care, prin Conciliul Vatican II, a reușit să finalizeze asaltul dat Bisericii Catolice, începând vizibil cu Revoluția franceză, destructurând-o, subordonându-și papalitatea și prin aceleași metode și mijloace, încercând să-și finalizeze acțiunile dizolvante ale Bisericii Ortodoxe, folosind aceleași scenarii de corupere a ierarhiei, de vârf pus
aceste relații cu majoritatea ierarhiilor naționale, prin chinoziul de la Creta. Stăpână pe o bună parte din economia și finanțele planetare, forța globalizatoare existează în 2021 vectori puternici de asalt împotriva rasei albe și a religiei tale creștinismul spre a exploata succesul obținut împotriva catolicismului, a destructura biserica ortodoxă, după care etabizat să atace restul marilor religii planetare spre a le incorpora noi religii mondiale concepute în laboratoarele ei satanice, exemplu recent al alegerilor din Statele Unite, este argumentul hotărător în demonstrarea tezelor acestui serial. Vă aștept la episodul următor.